Vă rog să-mi spuneți când suntem, suntem gata, da? Stimați cetățenii Republicii Moldova, campania electorală actuală, asemenea celor precedente din ultimii ani, s-a dovedit a fi compromisă de o operațiune ocult orchestrată și finanțată de manipulare publică. Avalașa de sondaje false prezentate în ultimele luni au scopul de a demotiva complet eșantionul rațional al populației din Republica Moldova și această campanie, această avalanșă însoțită de narativul lansat și promovat pe bani grei, potrivit căruia Andrei Năstase nu are șanse, iată că a eșuat lamentabil. Fac această afirmație în cunoștință de cauză, analizând cu obiectivitate modul în care s-au desfășurat cele peste 250 de întâlniri cu oamenii organizate de mine personal și de colegii mei din Platforma Demnitate și Adevăr. Organizate pe întreg cuprinsul țării și înțelegând cu obiectivitate reacțiile majoritare ale diasporii noastre din Est și din Vest. Oamenii Moldovei se ridică din nou, așa cum au făcut-o în 2015, și vor vota pentru Moldova de mâine. O țară dreaptă, o țară puternică, mândră și prosperă. Sunt foarte sigur că asta se va întâmpla. Iar Demnitatea și Adevărul îl vor trimite pe Igor Dodon în istorie, acolo unde îi este locul. Astăzi, în calitate de candidat la președinția Republicii Moldova, vreau să fac un anunț foarte important pentru toți cetățenii țării noastre. Este vorba despre asumarea unui nou model de conduită publică și politică, o abordare nouă pentru întreaga noastră istorie recentă. Nu este pentru prima oară când, prin faptele și acțiunile mele, am încercat să schimb întreaga noastră paradigmă politică, care ne-a făcut atât de mult rău în ultimii 30 de ani. Mă refer la retragerea din cursa prezidențială din 2016, gest pe care ucigătoarea propagandă de toate felurile l-a golit de conținut și în acest an atât de important pentru viitorul nostru al tuturor. Indiferent cât de mult s-au străduit unii sau alții să pună la îndoială integritatea, onestitatea, onoarea, reputația și credința mea sinceră în destinul nostru alături de toți ceilalți cetățeni ai Europei civilizate, faptele mele nu pot fi puse de nimeni la îndoială și fiecare om al Moldovei știe că eu sunt un bărbat care își ține întotdeauna cuvântul, sunt un om asumat și responsabil până la detaliu. Când am promis oamenilor că va veni timpul când vom scăpa de Plahotniuc, am știut ce spun și mi-am asumat această misiune până la final. Indiferent cât de greu a fost, indiferent cât de teribilă și sufocantă a fost lupta dusă de oamenii drepți, cinstiți și curajoși ai Moldovei, mi-am ținut cuvântul. Atunci când am promis oamenilor în 2016 că opoziția pro-europeană va avea un singur candidat la prezidențiale și când am constatat că există pericolul de a nu se întâmpla acest lucru din cauza orgoliilor și ambițiilor mărunte, eu am fost cel care s-a retras din cursă. M-am ținut de cuvânt. Când am promis oamenilor că dacă ne vom uni în spatele unui singur candidat, vom câștiga primăria Chișinău, indiferent cât de mult se vor împotrivi Dodon și Plahotniuc, am muncit până la epuizare și împreună cu toți chișinăuienii de bună credință am câștigat. M-am ținut de cuvânt. Atunci când am propus oamenilor înființarea unui bloc electoral care să adune toată resursa politică de calitate a Moldovei și să trimită în Parlament deputați onești și integri, care să muncească doar pentru oameni, am făcut tot ce am putut și am reușit. Constituirea blocului acum. M-am ținut de cuvânt. Când am promis oamenilor că în calitate de ministru de interne voi pune poliția în slujba cetățeanului și niciun polițist nu va mai lovi vreun om sub niciun motiv, așa s-a întâmplat. Iar evenimentele din 27 august 2019 stau mărturie reconcilierii istorice dintre poliție și cetățean în timpul scurtului meu mandat de ministru de interne. Și în acest caz,
m-am ținut de cuvânt. După ce ne-au fost refuzate toate propunerile, dar toate propunerile privind identificarea unui candidat unic alături de care să reușim cu toții să-l batem din primul tur pe Igor Dodon, pe 1 martie în acest an, în ziua în care, în baza deciziei forurilor statutare ale Platformei Demnitate și Adevăr, am fost desemnat candidat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, am promis oamenilor că voi merge de această dată până la capăt, deoarece Moldova nu mai trebuie supusă niciunui fel de experiment politic, iar numele meu va fi pe buletinul de vot. M-am ținut de cuvânt. Întotdeauna, de fiecare dată, fără niciun fel de excepție, eu mi-am respectat cuvântul dat. Astăzi, vreau să comunic în premieră pentru politica moldovenească că am decis să-mi asum public, în fața tuturor cetățenilor, un alt model de a face politică. Un model care are la bază o responsabilitate totală și infinit bun simț în fața celor cărora le cer încrederea și votul lor. Proiectul meu și al echipei Platformei Demnitate și Adevăr, Moldova de Mâine, este un proiect realizabil, este un proiect ancorat în realități și structurat pe toate domeniile sociale și economice ale vieții noastre cotidiene. Este singurul proiect de țară care garantează oamenilor certitudini și nu speranțe deșarte. Ca atare, am decis să-mi asum că până la finele primului an de mandat, în calitate de președinte ales al Republicii Moldova, să finalizez implementarea completă și deplină și de plină funcționalitate a cel puțin 5 angajamente, priorități esențiale din multiplele prevăzute în proiectul meu de țară, teme care vizează viața cetățenilor Republicii Moldova. În cazul în care cele 5 angajamente pe care le voi comunica în continuare nu vor fi duse la îndeplinire, implementate și complet funcționale în primul an de mandat, înțeleg să părăsesc prin demisie funcția de președinte al Republicii Moldova, având responsabilitatea politică față de așteptările tuturor celor care vor crede în mine, în proiectul meu de țară și în capacitatea mea și a echipei mele de a duce la îndeplinire angajamentele asumate. Fără să mă aștept ca un alt candidat să asume la același nivel responsabilitatea funcției de președinte al Republicii Moldova din cauza care ține de caracterul, de educația, de reputația, onoarea și onestitatea lor, voi da citire celor 5 angajamente esențiale pe care le voi duce la îndeplinire în primul an de mandat. 1. Introducerea venitului minim garantat pentru fiecare cetățean prin modificarea articolului 47 din Constituție. Nu vom mai avea pensii mai mici de 2.500 de lei. 2. Înăsprirea pedepselor pentru corupție și furt din banul public cu închisoare de până la 25 de ani și eliminarea din sistem a procurorilor și judecătorilor corupți. 3. Realizarea unui pact național pentru educație, finanțarea acestui sector cu cel puțin 7% din produsul intern brut al Republicii Moldova pe o perioadă de cel puțin 10 ani de zile. 4. Realizarea unui pact național pentru sănătate, finanțarea acestui sector cu cel puțin 7% din produsul intern brut al Republicii Moldova pe o perioadă de cel puțin 10 ani de zile. 5. Înființarea unei comisii de control care va avea ca obiect de activitate monitorizarea, controlul și stabilirea prețurilor maximale la produsele și serviciile care fac parte din coșul lunar de consum al cetățeanului. Comisia va funcționa în baza principiului cooperării loiale între instituții în colaborare cu toate celelalte instituții ale statului cu atribuții pe acest subiect. Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, aceste 5 angajamente, alături de multe altele din proiectul meu de țară,
le voi realiza în primul an de mandat. Ele vor fi complet implementate și vor fi funcționale. Nu va exista niciun fel de context, pretext, motiv sau scuză pentru mine în cazul în care aceste angajamente nu vor fi realizate. Acesta este nivelul la care vreau să ridic gradul de responsabilitate al președintelui Republicii Moldova, țara noastră, țara în care niciun politician nu a răspuns pentru faptul că nu a dus la îndeplinire angajamentele electorale. Vă rog să aveți încredere în mine și în cuvântul meu că aceste lucruri se vor realiza în primul an de mandat. Este nevoie doar de voință politică, este nevoie de onestitate și multă muncă. Iar eu sunt pregătit pentru această foarte serioasă provocare. Închei îndemnându-vă pe toți să ieșiți masiv la vot și să alegeți cu responsabilitate și asumare un președinte care are cuvânt, onoare și a demonstrat în toți anii care au trecut că îi pasă cu adevărat de Republica Moldova și de oamenii săi. Votați Moldova de mâine, o țară dreaptă, puternică, mândră și prosperă, o țară în care oamenii se întorc și nu mai pleacă niciodată. Acum e timpul să spunem da. Cu Doamne ajută!